Crescătorii de porumbei, găini și iepuri din Transilvania și-au dat întâlnire în acest weekend la Bistrița, unde are loc o expoziție specială. Pe lângă întrecerea crescătorilor, curioșii pot admira peste 200 de exemplare de porumbei, găini și iepuri de rase autohtone sau străine. Printre cele mai admirate vietăți de la expoziție au fost porumbei. Zburătorul dungat de Arad, bimotatul de Galați sau uriașul de câmpie au fost doar câteva dintre sutele de exemplare prezentate la Bistrița. Nu au lipsit nici rasele străine, pescărușul german de linie sau coțofana germană. Rareș este un pasionat și are grijă de porumbei de ani buni. A reușit până acum să crească mai multe rase. Jucători bimotați de Ardeal, voltați, toboșari germani, pasiune și un hobby. Domnul Leonte are peste 300 de păsări și le crește de mult timp cu grijă și cu atenție. Are și o rețetă pentru cei care vor să-i calce pe urme. Trebuie să ai o pasiune față de păsările astea, să fie dragi, a le crește. Într-adevăr, curățenie, ordine, disciplină, ca și la un om. La vânzare, însă, pe primul loc au fost iepurii. Un crescător a venit la expoziție cu numai puțin de 5 rase și nu a dus lipsă de clienți. Se interesa pentru iepuri de came, pentru rasa de uriaș și german. Dacă ar fi fost după mintea copiilor, toate animalele și-ar fi găsit noi stăpâni. Aș vrea eu. Dar? Dar nu se poate, nu-s bani. Este campion. Următoarea expoziție va avea loc în luna ianuarie la Sighișoara. Acolo vor participa crescători din toată țara.